mă întrerupi. Da, să te corectez puțin, că n-ai avut dreptate de totalitate. Lasă-mă, Cu ce anume m-am încurcat? nu te-ai încurcat cu nimic, am zis că sunt 500 de oameni. Păi, fetiță, tu când ai să scoți alb din părul ăla, poți să-mi spui mie. Hai, continuă-ți povestea! După cum spuneam, dragii mei, regulile sunt foarte simple. În momentul în care, adică acum, în mai puțin de o oră, cum adică o oră, coaie, Un minut. nu scrie un H0M. Mă, s-a făcut clasamentul la 1, eu sunt prost. Mă gândesc că s-o fi dat ceasul înapoi și TikTok-ul nu s-o fi updatat. În față, mă. Vai de mine și Față. debile, la 1 se resetează. După cum spuneam, dragii mei, va trebui să mai așteptăm încă o oră împreună în această sesiune live. Nu-i așa? Și la noi 2 ore. Ultimul meu neuron la ora asta. Adică tu vrei să zici că am și fost punctual, știi? Deci chiar am fost punctual. Uite, este 12 fix, ia de start la meci, hai că m-am enervat. De mă și bate meciul ăsta, eu îmi dezinstalez TikTok-ul, la revedere, nu se poate. Poate în ora asta faci destul cât să intri în clasament. Este pup. Te pupăm. Ideea este foarte simplă, dragii mei. La meciurile, în general, aceste meciuri care se fac pentru a intra în clasamentul săptămânal TikTok, în care bulangii oricum n-au ce să caute, dar noi încercăm, Sanchi. Ideea este foarte simplă. La ori 2, adică momentul acela când punctele practic se dublează sau se triplează pentru că avem și ori 3, voi trebuie să dați tap-tapuri, trandafiraj. Trebuie să dați tot ce e mai bun din voi, chiar dacă sunteți ultimile sărăcii, voi trebuie să ne ajutați. Momentul în care ordoiul s-a finalizat, ceea ce fostul meu nu prea făcea că era Ne mai bucurăm sau de amici. așa, trebuie să aruncați cu tot ce e mai bun. TikTok Universe, ursulețul Bruni, Chiki Chiki sau chiar ursul polar. Orice ne poate ridica în clasamentul săptămânal. Izrafaela îl pupăm. Mă simt de parcă mi-a povestit o poveste. Mi-ai povestit o poveste. El a zis aici toate. Nu, deci se întreabă lumea, noi suntem supărați pentru că deoarece fiindcă s-a dat o ora înainte și la TikTok nu s-a dat, și acum mai stăm o oră până la clasament. Cred că toată lumea realizează chestia asta acum care aștepta pentru clasament. Patria m-a făcut căldărar. Fă o cărămidă, ți ridică una în cap. Ce? Dar vreau și eu să câștig un meciușor. Are 8 win-uri, hai să îi le luăm. Fă, azi dimineața am Da, jucat cu hai, da Tonciu. chiar. Azi dimineața am jucat cu Tonciu. Și am luat Ia așa. 7 win-uri. Tu? Vasilica Grozav mi-a trimis Holiday Universe. Mulțumesc din suflet, Vasilica. Te pup. Nu știm ce s-a întâmplat cu Bia. A vrut să intre în seara asta, dar n-a mai intrat. Probabil Ea avea pe treabă. râsă? Parcă am auzit de ea, nu știu. Nu Așa mai cred știu, că... nici mai știu cum arată. Auzi, dar tu chiar n-ai învățat regulile de bun simț într-o societate în care, practic, când un interlocutor vorbește cu tine, tu nu poți să vorbești peste el? Adică eu știu că voi în Londra cam așa faceți, dar puțin respect totuși. Am început, tu te-ai băgat peste mine. Ia stai așa, oleacă. Fă tu să nu faci regulile pe live-urile mele, ai înțeles? Asta e live-ul meu, da? Un dramatic live. Ofensiv side-eye. Ideea este, Patri, îți mulțumesc din suflet, să știi că te apreciez din tot sufletul meu. Ai făcut mai mult decât trebuia. Dându-mi 2 trandafiri, m-am îmbogățit cu 0,10 cenți. Dio te pupă. Haideți, băi, dați toată lumea tata ca să câștigăm. Continuă, draga mea. Sunt foarte dezamăgit că domnul Cortea cu domnul Bordea au câștigat sezonul cu numărul 5, America Express. Un lucru care pe mine m-a deranjat puțin psihic, aș putea spune, mi-a provocat o mică indiscreție atât la stomac cât și la cap. Ei bine, nu știu dacă indiscreția... Mă întreabă cineva, Timotech?
calman dacă sunt trans. Bineînțeles, Timote. Sunt și trans, sunt și femeie, sunt și gay, sunt și bărbat în același timp. Ideea este că cred că repulsia de la stomac o am de la prea mult energizant. Cu siguranță. Dia, te iubim. Ai mâncat ceva, dragă? Energizant. Dar scuze-mă, dar tu de când mă întrebi pe mine ce mănânc? N-am înțeles. Mă, adică ai mâncat ceva? Dar ești cumva mama să mă întrebi pe mine? Dar eu sunt îngrijorată de sănătatea ta. Nu, tu ești verde în cap și ar trebui, în primul rând, ca după ce te vopsești să ai un dialog cu mine, ai înțeles? Făi fetiță. E rău părului, de-aia. Dar tu unde vezi verde? Dar ce e aia? Nu înțeleg. Dar chiar, e vorba între noi chiar că ce e aia, că verde nu e. Păi ce e? Să-mi zici tu, că nu te cred că nu știi. Nu știu, zici că e pajiștea lui bunica, cum e și pusă așa și e verde, nu știu. Luca, mama mea, ești puțin daltonist, ăsta este roz. Nu mă băga în filme din alea, că mă fac să cred că sunt daltonista. Plângi, dar râzi în același timp. Ești tristă, ești fericită, supărată. Nici tu nu știi ce ești. Știi meme-ul ăla de Pablo Escobar, cum stă așa și se uită în gol? Băi, dar s-a toată lumea snipe. Acum. Dar s-a toată lumea tap-tap. Că se câștigă mai mult. Suntem foarte puțin, două. Ați dovedit încă o dată neputința voastră, în ciuda faptului că aveți undeva la 600 de persoane pe live, sunteți degeaba. Cât? Păi cât aveți? Cât ai zis că avem? 600 în curmă fută. Suntem 70. Aberezi. Cât? Zici că ești aia, cum zice, aia care iese din televizor, dar așa... The Ring. Da, da, aia din The Ring. Da, 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 chiar ea, fata din fântână. Da, aia care iese cu părul așa pe față. La un moment dat să-mi fac un brand de apă care să se numească Fata din Fantana. Nu fân, Fantana. Ca să sune a apă scumpă. Păi da, da. Tu îți dai seama oamenii care nu au, nu îți aud reclama niciodată și se duc și văd apa directă, ce apa din fântână. Tu cumva ești expertă în reclame sau ce te-ai văzut expert? Da, 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 da. Deci, da, da, deci pe mine nu mă cunoști, nu mă cunoști așa, știi, foarte de aproape, dar eu, spre deosebire de tine, am cunoștințe foarte vagi, nu vagi, vaste, foarte vagi. Foarte vagi. Poftim? Nu poftesc niciodată. Da, atunci ce ați dorit să spuneți? Păi nu că ați spus că sunt foarte vagi. Ele nu vagi, sunt foarte vagi. Ample. Bine. Sunt vagini. Niște idei foarte ample și deci eu pot să spun că am cunoștințele necesare. Chat, ce mai faceți? Că mi se pare că au ceva, dar nu-mi dau seama ce mă gândi la pe timpa. Miscusii. Deci... Cine s-a căcat în beci? Luca, vorbește cu noi, că de-aia ai intrat să vorbești cu noi. Eu vorbeam cu chat-ul, tu să nu-mi spui mie cu cine să vorbesc. Angie, te pup! Tu, cu nasul ăla, să-ți vezi de treburile tale, înțeleg? Îți place nasul meu? Deci nu, bine că te iei de nasul meu, mă, mititel, dar nu. Bă, te iei de coșul ăsta. Lasă-l pe ăla. E foarte drăguț nasul tău. Sincer, chiar îmi place. L-aș vedea pane. Râdeți. Râdeți, mă! Ce amuzant a fost! Luca, te rog frumos! Amuzantă. Nu, 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 nu-mi băgați vorbe în gură. Este doar o plăcere de-a mea. Are fetișuri cu nasul pane. Nu te cred așa ceva, spit ce Andreea, te pup! Mamă, e ori doi. Haideți să o distrugem. Îți șterge ochelarii cu perna. Lucreția. Făi ceainic fără fund. Tu chiar ai senzația că eu mi-am luat dita mai perna ca să-mi șterg ochelarii? Tu știi că... Da. Eu vreau să știu dacă... Elena, Galan, vă pup, Galan, nu, Andreea, sorry. Știi ceva, nici n-am să mai vorbesc. Georgiana, te pup. Poftim? Am zis că n-am să mai vorbesc. Aha. Întoarce-te, te rog, ai ori doi.
Haideți acum la ordonanță. Avem 30 de secunde. Elena a venit să vă pupăm. Băi, haideți la ordoi, toată lumea a dat tap-tap. Vai de mine, cineva mi-a dat o baghetă magică, aș putea să-i spun. Îți zici ceva? Nu spuneam nimic, discuții. Asta spun. Max și Ștef, vă mulțumesc. Te auzi foarte încet. Ok, atunci am să vorbesc de la această distanță. Avem ordoi, haideți, se poate. Max, Miruna, vă mulțumesc din suflet. Da, aveai ordoi, nu mai are. Andrei, Ovi, vă pup, sunteți fenomenal. Serios, eu nu am cuvinta. E ok, așa mă aud? Ce bube am pe față, zici că-s vrăjitoare. O să-l țin aici. Ok. Palazzo, îți mulțumesc din suflet. Dar să știi că cu un trandafir nu se face primăvara. Apreciază-mi, bă, ce-ți trimite lumea. Ana, te pupăm. Efectiv, mi-a trimis 0,05 bani. Ești inconsiderat. Cum aș putea într-un trai atât de greu, în care eu mă chinui să plătesc o chirie, să mulțumesc pentru 0,050? Cum era? Luca, sunt oameni care mor de foame. Și tu te plângi? Mă, și asta e drept, într-adevăr. Asta chiar se întâmplă și, sincer, chiar îmi pare rău. Dar nu dați în discuții din astea cu mine, că n-am chef de polemici. Ai văzut ce avion MOV ai? Unde, Alexandra? În curtea? În curtea? Unde? Cu avion MOV? Unde? Știi când te cer ăla cu ce te uiți în curte, ce te uiți în curte, ce te uiți în curtea mea? Parcă tu n-ai cur, parcă tu n-ai cur, parcă tu n-ai curtea ta. Eu cred că ești singura persoană din România care știe acest cântec, sincer. Nici eu nu știu. Bă, bune, Ceci. Dar chiar de la ce vine Ceci? Ce nume frumos? De la Năut. Așa zice la Năut în italiană. Ceci. Mm. Piscotto. Ai învățat un cuvânt nou pe ziua de azi. Mie îmi place. Nu prea te auzi. Coaie. Te auzi bine. Nu, te auzi puțin încetul, dar te auzi. Mi-am adus aminte când făceam când făceam așa de la Boabea. Uite că știe lumea. De Boabe? Nu, mă, de cântecel. Da, Seb mi-a trimis și el 0,03 tot pentru chirie, deci chiar... Ți-a plăcut Mirela Vaida la Eurovision? Bineînțeles. Să nu uităm că eu am pregătit-o pentru acea cântare. N-am văzut. Am văzut un videoclip, dar practic ăștia făceau mișto într-un fel, că nu cânta bine, dar nu știu, că n-am uitat. Bă, adevărul este că într-adevăr nu a cântat bine și chiar sunt de acord că a fost făcută de râs. Să vă zic și de ce. Eurovisionul este un show, este o emisiune care dăinuie la TVR de ani de... Continuă. De ani de zile. Este o emisiune la care nu ai voie, este inadmisibil să te duci nepregătită. Să te duci ce? Nepregătită. A. Și da, a fost acum 3 ani emisiunea. Andrei, tu să nu-mi spui mie acum cât timp a fost emisiunea. Am și o noțiune a timpului. O să rog frumos să nu fii obraznic cu mine, înțeles? A zis că a băgat ceva ce l-a afectat pe veci. Pe cine? Pastile. Boabe, am înțeles. Da, am băgat și o singură dată și mi s-a părut foarte trippy, gen, nu știu, muzica, cum concepeam totul, făceam din alea. Deci a fost foarte tare. Mi-a plăcut tare, am avut multă energie, făceam din alea, așa. Așa. Un pic autistic, e ok. Da. Mi-aduc aminte când am luat la un moment dat o gumă, pentru că nu mai puteam controla maxilarul, făceam... Și pur și simplu nu puteam să-l opresc, da. Și de atunci ai rămas cu nu puteam, nici nu puteam să râd, că râdeam așa. Zici ceva de aia, ai rămas așa? Da, a fost o traumă, practic. Sonia, mulțumesc pentru înghețată, te pup. Out of nowhere. Zici că sunteți frații. Seb mi-a trimis 0,90 de ron pe Revolut. Mulțumesc, Seb, ești foarte drăguț. Nu știu.
90 de bani. Să țin și tu o bomboană. Eu am 4 lei și 35 de bani pe Revolut. Suntem 30 și 148 de persoane pe acest live. Sincer, dați tap-tap. Mai este doar puțin până la ora 1, adică aproximativ 40 de minute. Da. 40 de, Daniela, te pup, 40 de minute. Dar vreau și eu, chiar așa, 400 de oameni suntem. Dați-vă un tap-tap ca să câștigăm, că putem să luăm doar de tap-tap. Uite, eu vreau să știu un lucru, draga mea. Bine, să nu fie cu o supărare, dacă se poate, dar chiar nu înțeleg. De ce ți-ar da ție lumea tap-tap? De frumoasă ce sunt. Nu, asta ar însemna să nu ai nici măcar 321 de puncte. Nu așa funcționează lucrurile. Astea nu funcționează pe frumusețe. Trebuie să ai un dar. Și care este darul dumneavoastră? Tu te taci că nu vorbeam cu tine, făi fetiță. Te rog frumos. În momentul în care... Uite, te-am rugat... Te-am rugat frumos. Te ascult, spune. Poftim? Hai mai aproape, că nu te auzim. Am zis să spui, te aud. Ce? Te aud. Am zis că poți să vorbești acum. Bine. Bine ce? Atât. Bine dai, bine găsești. Bine. Mulțumesc, Cătă, pentru te iubesc. Chestia... Păi, dar ce facem? Pierdem împotriva lui Luca? Se poate așa ceva? Cine este acest Luca? Uite, Iuliana, Gabriela, așa se face, uite. Deci, acum, când s-a terminat ori doi, eu au venit să ne dea. Luna, vă pup! Nici bă, Iuli, Gabriela! Eu chiar cred că de asta nu am prieten, pentru că n-ai voie să arăți. Mamă, așa. Vă pup! Sandu, Sandu. Gabriela! Putem, mele. Putem câștiga acest match? A crezut că ești gravidă. Ai o problemă cu persoanele grase, you son of a bitch? Nu, că și eu sunt gravidă. Ah, ok. Nu, ideea era că eu de asta n-am prieten, pentru că arăt așa, gen. E ok, că și noi tot acolo și... Da, da, pe voi nu vă vede nimeni, eu am curat să mă arăt așa. Da, noi avem... Da, mi-e place să arăt așa, chiar mă amuză foarte tare. That's a tap. Ștef, te pup, hai, te pune seara. Mă șochez. Bă, sunt ultimele 30 de secunde. Și ești șocată. Sunt șocată pentru că ai 10 win-uri și nu știu de unde ai atâta, pentru că noi, sincer, ar trebui să-ți luăm toate win-urile acum. Elena, te pup. Nu, are 10 win-uri, hai să le luăm. Eu zic să vă vedeți de lungul nasului, că oricum sunt foarte lungi. Eu zic să ne vedem de scurtul nasului, că avem nasuri scurte. Iar eu dacă Alexandra vă pierdeți 10 win-uri, chiar voi ieși de pe live, sincer. Nu accept ceva. Deci eu nu accept să fiu bătut de către mie și ceci. Ei, la 11 win-uri le luăm atunci. Este foarte normal acest video, Diana. Care este ce sex o ești? E foarte normal, ce? Oamenii se miră la noi aici. De cine? De mine? Noi. Liliana, te pup, Sandu. Liliana, nu Rochia, Liliana. Lili, catastrofe, mamă. Nu știam aia, dar care e aia cu nu Rochia? Nu știa aia cu nu Rochia, Liliana. Nu, cum să nu știi? Doamne, Luca, zi-mi te rog frumos că știi. Normal că știu. Ca să fiu fresh până la ora 1. Lasă măi să-și facă femeia